Salutare și bine v-am găsit! Astăzi mi-am instalat un joc care ne vom și juca. Citiți acolo, băieți și fete, ce joc ne jucăm în câteva secunde. Nu știu dacă știți mult jocul, acum vă zic ce și cum și după începem. De jocul, din părerea mea, așa, după că mai m-am jucat amul și ceva timp, mi se pare foarte fain. Și atât. De citit vă zic de acum, nu o să stau să vă citesc, o să citesc doar pentru mine, pentru că credeți-mă că o să fie nașpa dacă vă citesc, că nu o să mai înțelegeți ăsta, jocul, pentru că citesc eu, se întâmplă acțiune, vorbesc ăia și nu mai înțelegeți, așa că fiecare pentru el. Bun. Așa, asta nu contează. Ok. Și o să ne bage direct în acțiune. Sonorul. Așa. La maxim. Bine, no mersi. Bun, hai. Haide. Mamă, ce ciudat. Începe. O să dau start. Și. Ok. Să vedeți, e multă poveste. Asta îmi place la el. Să vedeți că e foarte multă poveste. Reven, de fapt, așa. Nu, mersi. Hai de astăzi. Gata. Stai. Durează un pic până începe toată nebunia. Dar nu mai știu dacă asta era prima parte, că sunt mai multe, sau a doua din episod. Dar o să vedem acum. Normal ar trebui să înceapă cu unul care e în mașina de poliție, ceva de genul. Dacă nu începe așa, ieșim și n-o să apară, de fapt, ăsta. Și încă ceva, o să fie multe momente, așa că când vă speria. Da, deci asta este prima parte. De aici vă lăs, că pentru voi e ca un film acum. Well, I reckon you didn't do it then. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big messy trial like that. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. Be advised, medical personnel en route to Hartsfield, area 1020 coming in. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how... Deci am oprit un pic toate astea. Vreau să vă zic ce cu cătușe sunt eu cu acolo. I see it. Not really. Too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be.
Regardless, could be you just married the wrong woman. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Officers are available for him coming to one. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Oh, shit! This other time, we... Ce m-am speriat, jur. M-am uitat că ziua mea. Auziți, băieți, ce-i acolo? Am o frică că faza e că sunt singur acasă și când auzi că e sunete din astea și apare ceva din astea în față, așa sari în sus. Thirsty. Ah! Fuck! My leg! What the hell did he have his gun out? Officer, are you all right? I'm still cuffed back here. I need to drag myself out that window. Easier to carry with these cuffs off. Mamă, băieți, mi-e frică, că știu ce am de făcut, dar mi-e frică rău, băieți. Hai că dacă... Hai, face. Officer! Hai, face.
putea să merg la el, bro. Să iau cheile alea de la shotgun sau ce naiba trebuie să iau de la el. God damn! Officer? Sau? Ba nu, nu știu ce era. Nu știam că era ceva de ce nu pot să fie, dar... Sper să l-am înțeles. Ce trebuie să găsesc? No, mai e greu până îți dai seama ce trebuie să fie. God damn! Hai să mă duc la oficia să vedem. Uite cheile. Ceamu, mamă. Hai pe alea. Shit. Mamă, băieți, mi-e frică să ridic cheile. Fiți atenți, uite, uitați-vă că cheile sunt fix în fața lui, bro. Mamă. Hai, dați like și ridicăm cheile, hai. Mama, am crezut că se întâmplă ceva nasol. Aveam așa o presimțire. Pare că m-am înșelat. Eu am crezut că e zombi, sincer. E AD încă. Băi, mamă, era să-mi jur. Era să-mi jur pe video. Bine că eu n-am înșelat. Dă-l naibii, omoră-l ăsta. Mamă, ce m-am speriat, fraților. A, știu că se întâmplă ceva cu ăla. Help! Go get someone! There's been a shooting! Când e mort, mă încurcă. Mamă, uitați-vă câți zombi sunt. Cam atâta, băieți, pentru primul episod. Dacă vreți în continuare să vedeți partea a doua, bineînțeles, like, share, subscribe și mâine veți vedea partea a doua.